Căldura s-a scumpit în capitală, o gigacalorie va costa 3577 de lei, în creștere cu 723 de lei. Decizia a fost luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, iar noul tarif va intra odată cu publicarea hotărârii în Monitorul Oficial. Termoelectrica a cerut 3636 de lei pentru o gigacalorie. Conducerea întreprinderii a justificat solicitarea prin faptul că are cheltuieli mai mari atât la producerea energiei termice, cât și la livrarea acesteia către consumatori. Costurile ridicate ar fi cauzate de creșterea prețurilor, inclusiv pentru gazele naturale. Decizia a venit ca necesitate de a asigura viabilitatea financiară a întreprinderii, de a asigura consumatorii cu furnizarea neîntreruptă și calitativă a serviciilor. Și totuși vreau să fac o mențiune că Ministerul Muncii și Protecției Sociale va lua cunoștință și va lua notă de această ajustare în vederea ajustării sau creșterii bugetului pentru compensație. Astfel, da, pentru consumatorii finali, impactul deciziei de astăzi să fie minim. Ultimele majorări pentru energia termică în capitală au avut loc la sfârșitul lunii septembrie. Atunci tariful s-a majorat de la 2169 la 2854 de lei pentru o gigacalorie. Potrivit Termoelectrica, întreprinderea asigură cu energie termică 4430 de imobile, printre care 2845 de blocuri de locuințe, 144 de grădinițe și 161 de școli și licee.